Avem o nouă alertă în Gorj. Un bebeluș de numai 8 luni este suspect de infecție cu noul coronavirus. Copilul este izolat împreună cu mama sa, care a venit recent din Italia. Între timp, primul pacient care a fost purtător de coronavirus așteaptă să revină acasă. Familia acesteia este în continuare izolată la domiciliu, așa că nu are voie să intre în contact. Loredana Crimoiu este în Prigoria, acolo unde locuiește primul pacient. În scurtă vreme vom merge la ea să aflăm toate informațiile despre ce se întâmplă acolo. Loredana, bună dimineața! Bună dimineața, așa este. Mai întâi aș vrea să vă vorbesc de bebelușul de 8 luni care se află internat la spitalul din Târgu Jiu. Într-adevăr, mama sa l-a dus ieri la spital crezând că este vorba de o simplă răceală, însă în momentul în care a ajuns cu el la spital, medicii au întrebat-o dacă a fost plecată din țară și abia ieri a recunoscut că pe data de 20 februarie s-a întors din Italia. Din Bergamo, a crezut femeia că nu e nevoie să anunțe autoritățile. În fine, în acest moment, bebelușul este suspect și el de coronavirus, iar autoritățile încearcă să monitorizeze cât mai bine și cazul acestui copilaș. Revenind la localitatea Prigoria, aici unde tânărul de 25 de ani, care este în continuare internat la Institutul Matei Balș, este așteptat de familie. Familia știe însă că nu se poate întoarce deocamdată acasă, chiar dacă starea lui de sănătate este foarte bună, și asta pentru că rudele acestui tânăr sunt în continuare izolate la domiciliu. Vestea bună este că testele au ieșit negative în cazul tuturor membrilor acestei familii. Testele negative au ieșit și pentru vecinii care sunt și ei izolați la domiciliu. Toți cei care stau lângă această casă sunt izolați. Așteptăm cu toții să treacă cele 14 zile. Bineînțeles că se vor repeta aceste teste. Tocmai de aceea tânărul nu poate reveni acasă. Cel mai probabil va fi externat și, după cum spunea ministrul Arafat, este posibil să fie cazat la un hotel din Gorj.